Absolvenții de liceu au susținut poate cea mai grea probă la bacalaureat după spusele lor, deși nici aici nu au întâmpinat mari greutăți. A fost simplu, foarte ușor. La ce ai dat? La istorie. Subiectul a fost mai greu sau mai ușor decât așteptai? A fost ok, simplu. Nici greu, nici. Am dat din comunism, trebuia să zicem despre Constituțiile din 1948 și 52 și Constituția din 1965. N-a fost chiar așa de greu pe cum așteptam. Chiar a picat ceea ce am crezut că pică, avem aici Nostradamus, a spus tot exact ce pică și la română și la istorie. A fost chiar lejer, mă așteptam la ceva mult mai complicat, dar a fost un subiect care cred că oricine îl putea spune, cel puțin la subiectul 3, oricine putea să spună câte ceva despre comunism. Știai de la bunici, știai din filme, dacă ai fost măcar prezent la 2-3 ore de istorie. A fost relativ ușor, acum ce o fi la viet, la subiectul 2C. Acolo a fost, am scris acolo cât să puncteze. În rest, a fost ok. Unul dintre elevi a spus că a ghicit tot ce a picat până acum la cele două probe și vine cu o prezicere pentru ultima probă la geografie. Destul de ușor, după părerea mea, au fost doar două, trei cerințe care au pus mai mari dificultăți, care să facă diferența între cei mai puțin pregătiți și între cei mai bine pregătiți. În rest, nu a fost nimic greu. Te așteptai să pice comunism? Da, am zis încă de la începutul anului că comunismul va fi anul ăsta 100%. Nu mai pica din 89 și... Din 89 nu mai pica și rândul să pice acum. La geografie, la subiectul 1, la proba D, climă între Ucraina și Anglia și la România relief. În rest, la subiectul al treilea, la geografie, cred că va pica Ungaria ca țară membra a Uniunii Europene. Un elev a fost eliminat și la această probă, după ce un caz similar s-a petrecut luni la proba de limba și literatura română. Astăzi, la proba de matematică, proba scrisă, au fost prezenți 2323 de candidați, absenți 71 și în ultimul moment a fost un elev eliminat din centrul de examen din Baia de Arieș. Vineri este ultima probă a bacalaureatului, care se susține la una din cele 10 materii: geografie, chimie, fizică, biologie, informatică, filosofie, logică, psihologie, sociologie și economie.